Anual, pe 24 mai, este sărbătorită Ziua Europeană a Parcurilor Naționale. Cetățenii sunt invitați să conștientizeze valoarea și beneficiile arilor protejate de pe continent. Sunt zone ale căror frumusețe naturală și bogăția faunei trebuie conservate. Sărbătoarea este marcată în Europa cu peste 90 de evenimente în 22 de țări, printre care și România, unde pot fi descoperite unele dintre cele mai bune gusturi din natură. Printre activitățile care celebrează această zi se află atelierele gastronomice, tururi ghidate, expoziții, concursuri și simpozioane. Astfel, mai multe orașe din România, precum Bistrița, Constanța, Tulcea, Reșița, au organizat diferite activități inedite pentru ca oamenii să descopere gustul naturii. Obiectivul seminarului nostru constă în participarea activă a societății civile la demersul de susținere, conservare și monitorizare a ariilor naturale protejate, precum și la creșterea gradului de conștientizare la nivelul populației. În mai 1909, Suedia a creat primele 9 parcuri naturale din Europa. În România, cel dintâi a fost Retezatul în 1935, la inițiativa naturalistului Alexandru Borza. Organizatorii doresc astfel să evidențieze legătura dintre ariile protejate și agricultura durabilă, dar și importanța acesteia pentru securitatea alimentară a Europei.